Pe aripi de dor am ajuns aici în Săiți. Să-i spunem la mulți ani doamnei Parascovia, care face 55 de ani. O femeie puternică, o femeie deosebită. Și felicitarea vine din partea la cea mai curajoasă nepoată, împreună cu copiii săi. La mulți ani, doamna Parascovia! Știu că cei mai importanți, cei mai deosebiți oameni s-au adunat astăzi aici, dar ei nu sunt toți. Care mai sunt prin lume duși? Care la muncă, cum domnul Ion? Dar toți știu așa, astăzi este ziua la cea mai deosebită, cea mai frumoasă, cea mai specială femeie. Și cine crede asta, tot trebuie să dea aplauze. Cine dă aplauze? Dumneavoastră o să țineți florile, dar eu o să vă spun mesajul meu. Andrei o să vă îmbrățișeze. Draga mea mătușică, scumpa mea mătușică, iubita mea, astăzi este ziua ta de naștere. Și ți-aduce aminte cum alergam noi pe străzi, pe străzile Parisului și spuneam că o să vin la ziua ta de naștere. Știu că ai vrut mult să fiu aici, dar uite, astăzi nu am putut să fiu. Însă vreau cu sufletul să fiu alături și să-ți spun așa: mai harnic, mai deosebit, mai specială, mai bravă femeie în viața mea nu m-am întâlnit. Ești motivația noastră. Ești stâna cea de piatră care ai demonstrat că, indiferent la obstacole, tu o să mergi înainte. Indiferent ce nu s-ar întâmpla în această lume, acolo este cu noi Ana, ai fost mereu cea care mi-ai oferit povețe. Ai fost mereu cea care ai venit pe ospeți, fiindcă am trăit aproape. Ai fost cea care a avut și grijă de tatăl meu. Ai fost cea care întotdeauna m-a întrebat: cum la mine? Să știi că am fost fericită să te văd acum, aici, cu toți oamenii tăi. Și vreau să o aplaudați pe Ana, fiindcă ea este aici. Dar la această felicitare, de fapt, nu este doar Ana. La această felicitare, când am vorbit despre dumneavoastră, a spus așa: transmiteți-i mamei noastre că este cea mai bună din lume, cea mai specială din lume. Ea este bunica perfectă. Ea este femeia care ne-a învățat cum să mergem demn în viață, cu capul sus. Ea este cea mai bună prietenă pentru toți oamenii care astăzi o înconjoară. Ea este cea care mereu va sări la nevoie. Este cea care duce dorul mereu. Este cea care poate să gătească cel mai gustos. Mila, Victor, Andrei, care este astăzi aici. Sunt ei cei care au spus așa: mamă, vrem de azi înainte să crezi în visele tale. Poate mulți ar spune că 55 deja este prea mult, dar 55 este abia începutul, mamă. Când poți să-ți realizezi visele, când știi că visele tale sunt mature. Și mamă, vrem să-ți spunem mult că te iubim, dar astăzi doar Andrei o să te îmbrățișeze, da? Așa. Așa. Am în aici o imagine. Ana vrea să o repetăm și să fiți și deja să fie și ea în imaginea asta. Am aici o imagine frumoasă cu o amintire și ea a spus așa: vreau astăzi la ziua mătușicăi mele ca toată lumea să aibă fotografii ca amintire, ca peste ani când o să răsfoim albume să ne amintim de această zi. Dar până noi facem fotografii, această poză ea își dorește să fie la dumneavoastră pe perete, fiindcă ea cuprinde foarte, foarte multe amintiri. Și noi toți suntem curioși să ne spuneți ce ați simțit în momentul când ați făcut această fotografie. Ce a fost acolo? La nepoți, când ies nepoți și toți se simt. Toate bine, toate... Mama, ai grijă de tine, ai grijă de sănătatea ta și promite-ne că atunci când o să te doară ceva, o să ne dai de știre, fiindcă noi, copiii tăi, vrem ca tu să fii bine și să venim și la cei 155 de ani. Da? Cine vine la o petrecere de 155 de ani? Așa. Eu cum v-am promis, noi avem foarte multe fotografii și avem încă și foarte multe urări, dar nu înainte să cântăm mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și acum, cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani.
alergat peste tot și cu peste toate. Mamele noastre adesea nu și-au cumpărat rochii, pantofi, dar și-au cumpărat ceva pentru noi. Au cumpărat rochițe, au cumpărat ghiozdane. Mamele noastre au fost cele care n-au dormit nopțile și ne-au vegheat. 9 noiembrie este o dată specială pentru doamna Angela. O dată care viața i-a schimbat și i-a mai dat o șansă. 9 noiembrie este ziua, a doua zi de naștere. Și să știți că Doamne, Doamne vă iubește, fiindcă toată dragostea și iubirea care ați dat-o copiilor dumneavoastră, toată dragostea și iubirea care ați dat-o familiei, prietenilor, apropiaților, Doamne, Doamne a răsplătit-o printr-o viață. Și aceste flori sunt pentru dumneavoastră. Am lucrat când eram în școală, în loc la părinți împreună, noi am lucrat. La legacii. Da, la legacii, la bloncă și la tot. Începem loc la părinți atunci, că așa vreme, dar mâine părinții ne cresc. Da. Și așa și să vă spun, e harnică. Bărbatul vreau cu fugit. El s-a dus și a uitat să vii. Vreau să... Nu-s doar avioanele am uia. Cum e să fii naș la așa o femeie superbă? E tare, eu stare mândru că am așa o fire. Să dă Doamne să fim sănători, să mândrească toții, toată lumea de pământ, așa cum mă mândresc eu cu fiina mea. Bravo! Merită, stimă și respect. El îi bade. Vreau să-i doresc lui sora mai mare mult sănătate, fericire, stimă de la copii, de la nepoți, de la prieteni, de la surori și frați. Și mulți ani înainte, multe am împărțit noi amândoi când eram micuți. Și doresc multă, mult sănătate, iubit și să iubească. Și pașe, și stimat, stimeze. Și restul, asta le facem, dacă ați fi pași, sănătate. Domnul Gheorghe. Sănătate, lăsura mea, m-a crescut de mic și o stimeze și mă stimează și dă doamne și sănătate. Nu, dar te-am trântit din călească și am ținut bătaie. Eu n-am văzut atunci. Așa. Mulți ani și sănătate. Doresc cu data, mult sănătate, pașe, fericire, iubire la nepoți. De la noi, de la tăți, de prezentul nostru. Pași sănătate și vă să o țâiești 250 de ani. Corect! Și sănătoasă! Pași! Asta e nașa mea, caritariu. Băie, dar să ascultăm pe Finu, că ăsta-i Finu. Cum? E Finu? Da. Vă sănătoși că mulți ani, sănătate și stimă la copii, la nepoți. Mulțumim, mulțumim. De asta avem nevoie mare. Pași. Pași și sănătate avem mare nevoie. Nășca, te iubim din suflet, te respectăm și vrem să fii alături. Îți mulțumim că ne-ai bătizat trei copilași, că ești alături de noi. Și numai bine, sănătate. Și bă, sănătate și zile. Cât mai multă. Mulțumim. Și bine să ne auzăm. Bună seara toți. Le-am bașat la mulți ani. Mulțumesc frumos. Aud? Da. Să fii sănătoasă. Dumnezeu să pătească de toate relele și de toate bolile, să ai fericire de la copii, nepoți și de la noi la fel. Mulțumesc. Te iubim și te stimăm. La mulți ani! Vreau să mulțumesc la toată lumea, la nănași, la frați, la șeni, la tăți apropiații, la colectivul de lucru, la tăți nepoții, la toată lumea și bă sănătoasă și eu pe lângă dânșă. Mulți ani! Mulți ani, pace, sănătate!